În emisiunea de astăzi îl avem invitat pe Radu Vancu, conferențiar universitar la Facultatea de Litere și Arte din cadrul Universității Lucian Blaga din Sibiu, redactor șef la revista Transilvania din Sibiu, redactor la revista Poesis Internațional din Satu Mare, președinte al PEN România și membru în comitetul director al Grupului pentru Dialog Social. Absolvent al specializării română-engleză din cadrul Facultății de Litere, unde mai apoi a activat ca preparator, asistent, lector, iar în prezent conferențiar, Radu Vancu are un doctorat în filologie, iar de-a lungul timpului a participat la numeroase proiecte de cercetare. A fost membru în Consiliul de Conducere al Administrației Fondului Cultural Național, editor-coordonator pentru secțiunea literară a revistei de cultură contemporană Timpul din Iași, a scris la rubrica de cronică literară a revistei Euforion din Sibiu și la cea de recenzie a revistei România Literară din București. Poet, prozator, eseist și traducător, Radu Vancu a publicat numeroase cărți pentru care a fost nominalizat și a primit unele dintre cele mai importante premii naționale, unele dintre lucrări fiind traduse și în limbi străine. La rândul său, a tradus opere ale unor autori străini. Bună seara, domnule Radu Vancu! Bine ați venit în studioul ULBS TV! Mulțumesc pentru invitație, bine v-am găsit! Domnule Radu Vancu, legătura dumneavoastră cu Universitatea Lucian Blaga din Sibiu a început în momentul în care ați devenit student și continuă și în prezent, prin faptul că sunteți conferențiat la Facultatea de Litere și Arte. Ce v-a determinat să alegeți universitatea noastră, atât pentru studii, cât și ca loc de muncă? Pentru studii e simplu de spus. Era, practic, singura universitate reală din Sibiu atunci, în 1996. Eram nevoit să fac facultatea în Sibiu, pentru că veneam dintr-o familie fără mijloacele materiale adică suficiente pentru a face facultatea altundeva. Și în plus, aveam o legătură și sentimentală și deja într-un fel profesională foarte bună cu doamna profesoară Ocinic, care îmi fusese dirigintă în liceul Gheorghe Lazăr pe care l-am făcut și urma să devină lector la Universitatea Lucian Blaga din Sibiu la Litere. Deci știam că dacă voi continua să studiez literatură la Sibiu, voi studia cu o profesoară care pentru mine fusese și a rămas după 25 de ani, nu? E rușine să o spun dacă am atâta e. Modelul absolut în ce privește predarea literaturii în liceu. Era un om care ți arăta că literatura înseamnă mai mult decât literatura, că literatura e de fapt, dincolo de un discurs ornat cu tropi și cu figuri stilistice, un mod de a te raporta la lume, un mod de a citi lumea, un mod de a te insera pe tine în lume. Și mă reconforta gândul că la Facultatea de Litere din Sibiu urma să studiez tot cu dumneai, cu doamna Ucinic urma să-mi fac licența, nu știam atunci, dar tot cu ea mi-am făcut și licența. Am fost asistentul ei și pentru mine, mă rog, mă jenesc puțin să o spun, noi avem un pact nescris pe care îl încalc pentru prima dată în existența noastră. Am stabilit împreună cu doamna Ucinic că nu voi vorbi despre ea, nu voi scrie despre ea, nu voi... L-am încălcat deja de fapt odată, dar i-am pomenit numele într-un interviu, un dilemă veche mai de mult. Acum vorbesc despre ea mai extins, însă sunt nevoit să o fac datorită naturii întrebării. Pe scurt, am rămas în Sibiu pentru că nu puteam pleca altundeva, dar am rămas cu inima împăcată și cu certitudinea reconfortată în alegerea mea de faptul că urma să studiez cu un om care îmi arătase deja calea regală a literaturii. Știam, grație doamnei profesoare Ocinic, ce înseamnă literatura, și știam că studiind literatura cu ea, voi mai avansa câțiva metri, câțiva hectometri pe acest drum, pe această cale regală a literaturii și îi mulțumesc, chiar dacă se va supăra, îi mulțumesc astăzi, acum, pentru tot ce a făcut pentru mine în sfertul ăsta de secol. Existența mea, nu doar profesională, ar fi fost cu totul alta fără doamna Ucinic. Acum un an, din cauza pandemiei de COVID-19, universitatea a trecut la sistemul de predare în mediul online. Cum ați reușit dumneavoastră în această perioadă din punctul de vedere al procesului didactic și al relației cu studenții?
Răspunsul facil e să demonizezi ecranul, să demonizezi mediul online, să-l negativizezi integral. Pentru că, evident, o mare parte din căldura umană se pierde prin ecrane. Însă, dacă încercăm să ne imaginăm pandemia, acest an și ceva deja de boală colectivă, de boală planetară, fără ecrane, înțelegi că am filat o razna și mai mult decât am luat-o deja. Fără ecrane, fără ecranele prin care am putut să ne facem măcar, știu eu, rudimentele de cursuri sau erzațurile de cursuri, așa cum le-am făcut, fără ecranele prin care am citit literatură, prin care am văzut piese, spectacole de teatru, am văzut concerte, pentru că ați observat că marile filarmonici, marile companii teatrale, marile teatre au pus gratuit la dispoziția utilizatorilor spectacole și concerte. Am fi fost mult mai, nu doar mult mai săraci, dar mult mai dezechilibrați decât suntem, pentru că pandemia asta ne-a dezechilibrat ca planetă și, într-un fel, a fost una dintre demonstrațiile obiective, una dintre demonstrațiile de forță majoră ale forței artei. Suntem obișnuiți la cursuri să vorbim de puterea artei, de forța ei, dar sună foarte abstract și sună cumva propagandă pentru artă. În anul care s-a scurs, ecranele ne-au arătat tuturor că arta există, că arta are forța de a vindeca sau măcar de a ține într-un echilibru relativ lucrurile. Și pentru asta sunt recunoscător ecranului digital. Altfel, într-adevăr, relația umană a devenit nu doar complicată, ci rarisimă. Ne bucurăm, am ajuns să ne bucurăm când strângem mâna cuiva, nu doar când atingem pumnul sau cotul. Pentru că știm că suntem amândoi suficient de reconfortați, adică medical vorbind e ok să strângi mâna, se întâmplă foarte rar să ai asta. Și într-un fel dai toată încărcătura umană, afectivă, socială, acelui gest. Înțelegi că acel strâns de mână de fapt e un strâns de suflet, de către un suflet care strânge un alt suflet, strânge mâinile altui suflet. Și venind la cursuri, unele lucruri sunt foarte bune. Noi oricum, ca stat, aveam un deficit de digitalizare. Eram, foarte sincer vorbind, fără să vreau să critic infrastructura digitală a României, dar eram realmente foarte în urmă. În anul ăsta, tocmai din cauza acestei situații de forță majoră, s-a recuperat mult din digitalizare. Sper să nu se renunțe la ea. Inclusiv în ce privește predarea, sunt atât de multe lucruri pe care le putem împărtăși cu studenții mai eficient, prin ecrane, prin rețele sociale, prin instrumentul ăsta care este totuși internetul. Eu aș vrea să sper că nu vom renunța la asta după ce pandemia va fi trecut. Speranța mea e că în septembrie deja vom avea suficient de mulți oameni vaccinați, 10 milioane de români vaccinați plus 2 milioane trecuți prin boală, asta sper eu, încât să putem relua cursurile în toamnă. Dar chiar dacă le vom relua în toamnă, sper să nu renunțăm la unele lucruri bune obținute prin digitalizare. Mi-e dor foarte tare de sala de curs, ca tuturor, de situația în care între patru pereți, un grup de oameni caută împreună frumusețea și adevărul. Suntem o facultate, suntem o universitate pluridisciplinară, comprehensivă, cum se spune mai nou, într-un limbaj relativ lemnos, dar o universitate în care o parte a facultăților caută frumusețea, o parte a facultăților caută adevărul. Eu sper că vom ajunge rapid în toamnă la o situație în care între patru pereți niște grupuri de oameni caută împreună frumusețea, iar alții caută împreună adevărul. Ăsta e singurul sens al unei universități, dincolo de diplome, de titluri și de toate lucrurile normale care compun o universitate. Sper că frumusețea și adevărul vor redeveni prezente fizic pentru noi încă din toamnă, iar noi vom folosi pentru a le face și mai prezente artificiile digitale pe care le-am învățat în perioada asta. Sunteți scriitor de mulți ani. Atât proza cât și poezia fac parte din viața dumneavoastră. Ne-ați putea spune cum v-ați descoperit pasiunea pentru arta scrisului? Da, sigur. Eram
Îmi aduc aminte o poantă făcută de o publicație numită Times New Roman, nu știu dacă cunoașteți, o publicație satirică din România, la care mi se pare foarte bună, și se referea la un anumit ministru, nu o să-i dau numele, un ministru tânăr din generația mea, spunea X, X era precoce, era prost de mic. Cam așa și eu, eram precoce, eram megaloman de mic. Când m-a întrebat cineva ce vreau să mă fac când sunt mare, spunea că vreau să mă fac scriitor și compozitor. Eu am o voce îngrozitoare, prietenii mă tachinează într-una pentru felul oribil în care cânt. Mie mi se pare că am o voce foarte frumoasă, dar mă rog, asta e disputa noastră domestică. Deci nu știu ce treabă aveam cu compusul și cu muzica, dar partea cu scrisul am luat-o de atunci cumva în serios, deși încă nu știam să scriu. Era înainte de anii de școală, eram la grădiniță, în perioada preșcolară, voiam să devin scriitor, nu știu de ce, nu știu ce îmi reprezentam eu prin existența de scriitor, dar voiam să fac poezie și povești, romane. Poezie făceam la, compuneam verbal, oral, la botezuri, nunți, reuniunile astea familiale. Și mi-aduc aminte perfect că se făceau bani buni din asta. Bunicul meu mi-a dat odată, era probabil că era cam 82, nu, 83 anul, deci aveam vreo 5 ani și ceva. I-am făcut un catren și mi-a dat 100 de lei, ceea ce pentru perioada respectivă însemna mult. Era jumătate de diafilm, am cumpărat primul meu și singurul meu diafilm, l-am cumpărat cu suma respectivă plus încă 100 și ceva de lei. Un unchi de-al meu, i-am făcut tot atunci, nu știu dacă la același eveniment, eram prea mic să mi-aduc aminte, dar tot la un botez din perioada aia i-am făcut un catren în care unul dintre versuri spunea ochii lui ascund o taină, ceea ce era un vers foarte prost, evident. Dar l-am nimerit, probabil că omul avea o amantă sau avea o taina lui, nu știu care anume. L-am atins afectiv puternic, mi-a mai dat și el 100 de lei. Era un fel de adic copilul minune al botezurilor și nunților din Sibiu. Cred că niciodată n-am câștigat atât de bine din literatură ca atunci. Dar mi-am dat seama că vorbind așa cu oamenii, făcând versuri așa stupide cum erau, poți să ții o legătură cu existența oamenilor și, bine, asta e formulat acum, cu cuvintele de acum, dar atunci simțeam că făcând acele cuvinte, făcând acele catrene, că nu făceam mai mult, ating lucruri la care ei țin, ating sentimente secrete câteodată, ating părți din viața lor care devin semnificative pentru ei și asta a însemnat pentru mine poezia, scrisul. Sigur că voiam să scriu versuri în care să arăt cât sunt de înțelept și de grozav, dar în același timp scriam doar poeme cu brotăcei, cu gâze, cu gândăcei, cum se scrie la vârsta respectivă, nu era nimic ieșit din comun. Apoi am crescut, prin gimnazie am început să scriu pentru fete, cum se scriu poeme pentru fete, am descoperit că și astea ți-aduc la rândul lor niște avantaje și... Nu știu, cert e ca să închei, pentru că mă lungesc prea mult la fiecare întrebare. Sunt un fel de Florin Piersic fără talent, așa, care se dezlănțuie la întrebări prea mult. Aș spune că dacă n-ar fi existat Mircea Ivănescu, pe care l-am întâlnit când aveam 19 ani și care a avut generozitatea asta să-mi devină prieten, n-aș fi înțeles că poezia, de fapt, e mult mai mult decât poezie. Că nu e doar discursul ăsta care atinge diverse persoane, care le poate vorbi despre viața lor și așa mai departe, ci că e o formă de captare a intensității din lume. Acea intensitate pe care o simți când te uiți la un film care îți place sau dansezi pe muzică, nu, care îți place sau ești la un spectacol de teatru care îți place, același tip de intensitate există și în poezie. Și poezia e un aparat de captat a acestei intensități ale lumii care o fac să merite trăită. Asta am înțeles de la Mircea Ivănescu și îi sunt foarte recunoscător pentru că mi-a dat prietenia lui și mi-a dat această înțelegere a poeziei. Dacă ar fi să derulați în minte viața dumneavoastră de scriitor, cu tot ce presupune efortul și entuziasmul creator, care considerați că a fost partea cea mai frumoasă de până acum, dar cea mai grea? Asta chiar e o întrebare grea și nu știu dacă mi s-a mai pus vreodată.
Partea frumoasă, evident, e cea în care scrii și în care poți să scrii. În existența de scriitor există lucruri neplăcute, două, cele mai neplăcute două cred că ar fi următoarele. Unul e singurătatea implicită. Ca să scrii ai nevoie, cum spune Cărtărescu, de o ușă bine închisă în urma ta sau, cum spune Virginia Woolf, de o cameră doar a ta. Adică ai nevoie de un spațiu în care tu să stai cu creierul și inima ta și să faci ce trece prin minte cu ele. Asta presupune, și asta se întinde pe câteva ore în fiecare zi, dacă vrei să scrii cu adevărat. Asta e greu, pentru că asta înseamnă că nu câteva ore pe zi trebuie să renunți la cei dragi, la cei pe care îi iubești, ei să înțeleagă asta. Și asta e partea complicată, asta e una din părțile dure. Altă parte dură este cea în care nu poți scrie. Așa numitele blocaje, crampe ale scriitorului, când din diverse motive scrisul nu merge. Meseria de scriitor presupune și chestia asta. Un meseriaș bun, un tâmplar bun, un om care se ocupă cu meserii tehnice, dacă știe să facă o masă, de pildă, sau știe să facă o rețea electrică, o poate face oricând vrea el. Un scriitor, chiar dacă a făcut o carte bună cândva, nu are garanția că va mai face și a doua oară. Și a treia oară și așa mai departe. Deci asta te diferențiază. Te poți bloca, chiar dacă ai scris bine cândva, asta, robinetul se poate închide. Și asta te chinuie foarte tare. Astea sunt lucrurile complicate. Singurătatea și penele, sau cum să le numesc, blocajele. Dar când scrii e ceva fantastic. E o plăcere, o formă de plăcere la care nu renunți. În pofida acestor două greutăți care sunt realmente dure, te termină. Pe mine m-a cutremurat cândva o discuție, o confesiune a unui mare scriitor de azi, din generația mea, Dan Coman, care mi-a spus că, cum a încercat el într-o zi să scrie poezie, a rămas singur acasă, avea o perioadă în care se întâmpla foarte rar să rămână singur. Avea copii mici, era complicat. A reușit să rămână singur acasă și a zis, acum, astăzi voi scrie. S-a pus de dimineață și a luat cafeaua și țigările, el este un mare fumător, și un mare cafegiu, și a început efortul. Scria, ștergea câte un cuvânt, câte două, un vers, scria, ștergea și zice, Radu, m-am trezit seara, scria în bucătărie, cu un fum gros să-l tai cu cuțitul, cu țigările terminate, cu scrumiera plină și fără niciun vers. Tot ce scrisese tăiase și mi-a spus, obosit de parcă împisesem toată ziua mobilă grea. Și mi-am dat seama că tocmai pusese în cuvinte dificultatea fizică a scrisului. Te obosește foarte mult, de fapt. Așa că asta aș zice că e singurătatea, e dificilă. Blocajele, complicația fizică a scrisului, dar plăcerea când vine le compensează pe toate la un loc. E o formă de plăcere pe care nu o poți înlocui cu nimic altceva. Un scriitor se inspiră deseori din viața sa, din viața altora, din anumite locuri, întâmplări, din istorie sau din multe alte surse. Pe dumneavoastră ce anume vă inspiră? M-am amuzat să văd că uneori critica literară, pe care o respect, eu țin foarte mult la critică, nu? Critica literară e conștiința de sine a unei literaturi, sistemul ei nervos central. Dar m-am amuzat să văd că uneori critica m-a tratat drept biografist, drept om care scrie exclusiv cu materialele propriei vieți, alteori drept, sau în același timp, drept livresc, drept un om care se folosește de auxiliile, de cârjele literaturii. Că am fost tratat când de om care scrie doar cu viața lui, când de om care scrie doar cu literatura pe care a citit-o. Din punctul meu de vedere, nu există un scriitor care să fie doar într-un fel sau doar în altul, un scriitor serios. Un scriitor serios construiește acea formă de energie și de intensitate despre care am vorbit mai devreme, folosind și materiile vieții și materiile literaturii. E ca într-o lupă, ca într-o lentilă. Trebuie să focalizezi absolut toate razele care intră în acea lupă. Să le ducem spre centrul ei pentru a le construi intensitatea aia ardentă, intensitatea aia incandescentă. Așa că am scris și cu moartele vieții mele, am scris și cu moartea tatălui și cu dragostea pentru
studenta care urma să-mi devină soție și care este și astăzi soția mea, pentru dragostea pentru fiul meu, pentru mama mea, pentru alcool. O vreme a fost o vreme când alcoolul a reprezentat o ființă destul de intimă în existența mea, pentru părăsirea lui apoi, pentru toate lucrurile care îți compun viața. Am inclusiv poeme, îmi dau seama, despre predat. Și în același timp am folosit tot ceea ce am reușit să, puținul pe care am reușit să-l citesc și să-l transform în energie, să-l metabolizez. Așa că n-aș putea să răspund univoc la întrebare, n-aș putea să zic că sunt un poet al biografiei sau un poet al literaturii. Eu cred că, nu cred, de fapt să reformulez, nu cred că există un lucru numit biografie și un lucru numit literatură. Eu cred că sunt aceeași formă de intensitate care construiește continuumul nostru numit viață. Auzind-o mai des despre generația tânără, spunându-se că nu mai citește, că nu o mai interesează cultura. Dumneavoastră fiind un om care și-a dedicat viața culturii, cum vedeți acest lucru? Credeți că mai citesc tinerii precum o făceau mai de mult? Cred că e profundă falsă această impresie că tinerii nu citesc. Mergând pe la diverse sindrofii prin țară, am văzut că, dimpotrivă, cei care citesc cu pasiunea asta ușor dezechilibrată pentru literatură, care e necesar să fie dezechilibrată, sunt taman tineri. Clubul Alecart de la Iași e primul care îmi vine în minte. Alecart este un, de fapt, Iași-Suceava, un grup de liceeni care scot cea mai bună, una din cele mai bune reviste literare din România de astăzi, care se numește chiar așa, care colaborează cu cel mai important festival de literatură din România, FILIT, Festivalul de Internațional de Literatură și Traducere de la Iași. Oamenii ăștia tineri, care au 17, 18 ani, 19 ani dintre ei, citesc cu o pasiune și un profesionalism incredibile. Au discuții, au avut discuții cu Richard Ford, cu David Venn, cu unii dintre mari scritori de azi care au venit să discute cu ei, cu Mircea Cărtărescu. Am văzut aceste discuții, sunt foarte profesioniști în pasiunea lor. Adică citesc cu o forță, cu o inteligență, cu un talent incredibil. Există un talent de cititor cum există un talent de scriitor. Am văzut apoi la Cluj, la București, la... Recent am fost invitat, sigur, digital, doar la Satu Mare, la o întâlnire cu liceeni. Am fost în Timișoara, am fost în multe lucruri, o să uit, nu vreau să fac un pomelnic, dar am fost în foarte multe zone ale țării, m-am întâlnit cu liceeni, citesc cu o pasiune, cu un profesionalism invidiabil. Studenții, de asemenea, dacă faci efortul de a merge către ei, îți răspund. Am avut o vreme în care am fost și eu deprimat. Între 2002 și 2010 am încercat să construiesc la Sibiu, chiar la universitate, un cenaclu și nu prea găseam oameni. Găseam 1, 2, 3 oameni maxim în fiecare an. Nu poți face un cenaclu de scriitori în devenire, un cenaclu adevărat din asta. Poți face un club de lectură, poți să faci un loc în care oamenii se întâlnesc și vorbesc pasional despre cărți, dar nu poți face un cenaclu. În 2010 n-am nicio explicație de ce nu s-a întâmplat atunci și după 2010 s-a întâmplat, dar în 2020, în 2010 în mai, în 20 mai, m-am întâlnit cu doi tineri studenți, Anatol Grosu și Ana Donțu. Mă văzusem cu câteva zile înainte, poate cu o săptămână înainte cu ei, mi-au propus să începem un cenaclu și ne-am spus nu putem face noi trei în cenaclu. Dacă, uite, hai să ne vedem peste o săptămână, deci în 13 mai le-am spus asta, să ne vedem peste o săptămână, dacă veți fi cel puțin 5, vom începe un cenaclu. În 20 mai 2010, erau 9, s-a botezat atunci, în acea ședință, acel cenaclu, zona 9, cu jocul pe adjectiv și numeral, între zona 9 și zona numărul 9, după Tarkovski, bineînțeles, și am început întâlnirile săptămânale. Din acel cenaclu, în care eu am dus, nu știu, ce știam eu mai bine despre literatură, iubirea mea pentru literatură, încrederea mea că și ei, la rândul lor, iubesc cu adevărat literatură, au ieșit vreo 10 scriitori, cam atât au debutat între timp, 10 scriitori, au luat premii naționale foarte importante,
au luat, unii dintre ei sunt traduși în limbi străine, participă la festivaluri internaționale, sunt foarte mândru de ei, chiar dacă scrisul meu nu va însemna nimic și e foarte plauzibil că nu va însemna niciodată nimic, sunt foarte mândru că am fost parte din acest cenaclu numit Zona Nouă și am văzut cum a modificat Zona Nouă Facultatea de Litere din Sibiu și restul studenților care nu veneau la cenaclu simțeau cumva nevoia de a citi ce citesc ei. Erau curioși ce se întâmplă la cenaclu, ce se citește, ce cărți, ce scriitori sunt discutați acolo și au început să citească și ei. Deci dacă te duci către studenți cu iubire pentru literatură, ei vor răspunde cu iubire pentru literatură. E cam fizică, acțiune și reacțiune. Dacă ar fi să adresați câteva sfaturi tinerei generații de astăzi, care ar fi acestea? Nu sunt atât de prezumțios, nu sunt chiar atât de încrezut încât să dau sfaturi, în ciuda aparențelor. Aș avea de spus, de fapt, două lucruri eventual. Aș zice așa. În primul rând, dacă simt că sunt inerți în raport cu literatura, să nu se îngrijoreze. Dacă simt că literatura nu le procură nicio plăcere, că încearcă să citească și pun în joc inteligența lor și talentul lor și mai departe și nu obțin plăcere, să nu se îngrijoreze. Există oameni care nu au ureche muzicală, dar au talente artistice în alte parte, în alte zone ale existenței. Faptul că n-au ureche muzicală nu îi împiedică să participe, știu eu, la teatru sau la film sau la literatură sau la alte arte și să obțină de acolo plăcerea și intensitatea care fac viața să merite trăită. Deci dacă nu ai talent, ureche literară, să-i spun așa, nu te îngrijora. Vei găsi plăcere, intensitate, frumusețe altcumva. Ai alte organe pentru frumusețe decât cele literare. Și în al doilea rând, pentru cei care deja au plăcerea literară și au urechea literară și talentul literar, aș spune atât. Aș reformula ceva foarte dur ce a spus cândva Mircea Ivănescu. La ultima lui ieșire în public, în 2003, nu mai țin minte luna, dar era 2003, cândva vara, Matei Călinescu s-a întors din Statele Unite și a făcut la Polirom o antologie de poezie care s-a lansat la Humanitas. Și a fost ultima ieșire în public a lui Mircea Ivănescu. Alături de Matei Călinescu au făcut o lansare la Humanitas. Și Matei Călinescu l-a întrebat, sau nu mai știu dacă Matei, cineva l-a întrebat tot așa, să vorbească pentru tineri. Și Mircea Ivănescu a spus, dacă există cineva în public care își face iluzii în legătură cu poezia sau cu literatura, l-aș sfătui să o abandoneze, pentru că după o viață întreagă de scris, de crezut în poezie și în literatură, pot să-i asigur că poezia nu salvează nimic. Mircea Ivănescu vorbea foarte serios. Matei Călinescu a zâmbit, amar. El pierduse în același an pe fiul lui, pe Matthew, care murise de autism, avea autism Asperger și a murit în acel an. Și scrisese el însuși o carte, apăruse, cred, deja, în cele 40 de zile de doliu după moartea fiului și sunt sigur că se gândea exact la moartea fiului, literatură, cartea nouă, salvare, dacă salvează ceva, dacă acea carte scrisă în perioada de doliu a salvat ceva. Deci înțeleg și reticența amară a lui Matei Călinescu. Nu sunt de acord cu Mircea Ivănescu, oricât de mult l-aș iubi. Sigur că nu salvează, sigur că literatura nu întoarce morții, nu învie. Dar există în noi niște resturi de niște fragmente de umanitate care rămân și după cele mai atroce experiențe. Paul Celan zicea cândva poezia salvează fragmentele din umanitate care rămân după distrugere. Spune de fapt textual, poezia salvează ce rămâne după distrugere. Să nu se îndoiască că așa cum pentru Țelan și pentru oameni trecuți prin experiențe înfiorătoare, Țelan vorbea despre Holocaust, poezia totuși a salvat ceva, frumusețea asta adunată în cioburile de limbaj, poate nu salvează, nu întoarce, dar dă un sens. Fără frumusețea din poezie, fără frumusețea din literatură, suferința rămâne doar suferință. Cea care îi dă un sens este arta. Fie că e literatură, fie că e altceva, atât aș vrea să-i asigur că există frumusețe și că ea poate căpăta un sens prin artă. Pentru că ne apropiem de final, poate sunteți de acord să ne vorbiți despre planurile dumneavoastră de viitor. Urmează cumva o nouă carte în curând? Da, urmează. Acum trebuie să apară
repede un volumul 2 din jurnal La Humanitas. M-am simțit inconfortabil publicând jurnal, e aiurea să publici jurnal din timpul vieții, când a ieșit primul volum. Sigur că oricât ai fi de megaloman, te întreb ce caută panseurile tale în vitrinele librăriilor, dar m-am liniștit cumva când am văzut într-un text că Nietzsche începuse să scrie memoriile la 13 ani. Avea 13 ani și scria o carte, n-a terminat-o, zicea memoriile complete ale lui Friedrich Nietzsche, tot ce a înțeles el din viață, și spunea și în subtitlul 13 ani. Așa că cumva sunt împăcat cu gândul că și după 40 de ani poți să publici jurnal. Lucrez la un roman, sunt cam pe la jumătatea lui. Sper să-l termin într-un an de zile, dar asta e o proiecție optimistă. Și încerc să scriu și poezie. Am început să traduc împreună cu Horia Patapievici, facem de câțiva ani ediția Ezra Pound. Au apărut primele două volume la Humanitas. Și acum sunt la partea cea mai grea, am început-o, e Cantos, cel mai ambițios lucru scris de Ezra Pound, a scris vreo 50 de ani la el. Și e complicat, dar îmi face plăcere, e o ocnă delicioasă. Deci va urma o traducere din Pound, jurnalul care iese curând, romanul la anul sau peste 2 ani. Sper să nu închei nici cu poezia. Sunt un grafoman, admit asta. Ce să și faci cu viața și cu tot timpul tău decât să scrii. Vă mulțumim, domnule Radu Vancu, pentru că ați acceptat să veniți în studioul nostru și vă mai așteptăm și cu altă ocazie. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și mă bucur pentru dialog.